Darurile Duhului Sfânt. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a șaptea. Bine v-am găsit, dragi elevi! Prin pogorârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, biserica se umple de daruri minunate care ajută la mântuirea tuturor oamenilor. În clipul de astăzi vom vorbi despre darurile Duhului Sfânt și vom analiza împreună mesajul moral-religios din pilda talanților cu relevanță pentru lucrarea Duhului Sfânt în lume și în viața omului. Voi știți când primește creștinul darurile Duhului Sfânt? Foarte bine! După ce ne-am îmbrăcat în Hristos prin taina botezului, primim peceta darului Duhului Sfânt prin taina mirungerii. Ce daruri primim prin taina mirungerii? Hai, dați câteva exemple! Foarte bine! Prin taina mirungerii, fiecare creștin botezat primește 7 daruri ale Duhului Sfânt. Înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, cunoștința, buna credință și temerea de Dumnezeu. Darul înțelepciunii ne ajută să vedem și să evaluăm toate din perspectiva lui Dumnezeu și să le acceptăm cu seninătate. Prin darul înțelegerii putem să pătrundem mai ușor profunzimea adevărurilor de credință. Acest dar ne face să fim deschiși la nevoile celuilalt, să dovedim compasiune pentru suferința aproapelui. Darul sfatului ne permite să discernem care sunt acțiunile bune ce trebuie urmate și care sunt cele nepotrivite, care trebuie evitate. Acest dar ne ajută să primim și să oferim sfaturi. Cu ajutorul darului tăriei, depășim dificultățile. Ne întărim curajul și perseverența. Păstrăm entuziasmul în slujba lui Dumnezeu, putem să ne sacrificăm pentru cel de lângă noi. Cunoștința este darul care ne permite să emitem judecăți corecte privind modul în care realitățile vieții sunt legate de Dumnezeu. Acest dar ajută introspecția. Ne permite să analizăm starea sufletească, să fim capabili de schimbare. Darul bunei credințe sau al evlaviei ne ajută să fim în comuniune cu ceilalți, ca fiaia aceluiași tată, să arătăm față de Dumnezeu și față de ceilalți respect. Ne ajută din iubire să ne îndeplinim obligațiile față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. Darul temerii de Dumnezeu ne permite să evităm greșelile, nu din teamă, ci din respect față de Dumnezeu și din dorința de a nu fi despărțiți de El. Toți oamenii primesc aceleași daruri? Aveți dreptate, fiecare după puterea Lui. Duhul Sfânt oferă daruri comune tuturor oamenilor, dar oferă și daruri specifice fiecăruia dintre noi, daruri particulare, individuale, care sunt uneori diversificate, precum sănătatea, lumina ochilor, îndemânarea, talentele. Există oameni care știu să încurajeze, oameni care știu să sprijine pe ceilalți. Există oameni care știu să dea speranță. Alții știu să asculte.
Sunt oameni care au darul binefacerii, care ajută, care au spirit administrativ, care sunt buni conducători și lista poate continua. Fiecare are câte ceva care trebuie lucrat, crescut și înmulțit. Dumnezeu dăruiește tuturor oamenilor darurile. Unora le dăruiește mai puțin, altora mai mult, pentru că El cunoaște puterea fiecăruia dintre noi de a le folosi. Pentru a înțelege mai bine importanța darurilor din viața noastră, am să vă spun o pildă rostită chiar de către Mântuitorul Iisus Hristos. Pilda talanților. Un om, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1. Fiecăruia, după puterea lui, și a plecat. Îndată, mergând cel ce avea 5 talanți, a lucrat cu ei și a câștigat alți 5 talanți. Asemenea, și cel cu 2 talanți a câștigat alți 2, iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme, a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteală cu ele. Și, apropiindu-se de cel cu 5 talanți, acesta a adus alți 5 talanți, iar stăpânul a zis: "Bine, slugă bună și credincioasă! Peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria domnului tău." Asemenea, i-a spus și celui ce avea 2 talanți, care, pe lângă cei 2, a mai adus alții 2. Cel ce avea un talant a zis: "Doamne, te-am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat. Și temându-mă, am ascuns talantul tău în pământ. Iată ce este al tău." Dar stăpânul i-a zis: "Slugă vicleană și leneșă, știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. Se cuvenea ca tu să pui banii la zarafi, iar eu aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, căci tot cel ce are, celui ce are, îi se va da și îi va prisosi, iar cel de la care nu are și ce are, îi se va lua." Talanții din pildă simbolizează aptitudinile și talentele oferite de Dumnezeu fiecăruia. Oamenii sunt înzestrați în mod diferit cu daruri, potrivit înțelepciunii divine. Ei au datoria de a le întrebuința în beneficiul lor, dar și al societății. Dumnezeu, simbolizat de stăpânul din pildă, va răsplăti rodul hărniciei și al implicării oamenilor în comunitate potrivit Sfintei Scripturi. "Bine, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău." Așadar, înmulțirea darurilor primite de la Dumnezeu oferă posibilitatea dobândirii vieții veșnice. Să reținem. Tot ce avem este de la Dumnezeu. Prin felul în care înmulțim darurile, talanții, ne demonstrăm sau nu respectul față de Creator. Înmulțirea darurilor primite este o îndatorire și o bucurie. Înmulțirea darurilor dovedește iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. Darurile de la Dumnezeu sunt viața, libertatea și darurile Duhului Sfânt.
Darurile de la Dumnezeu îl responsabilizează pe om în raport cu sine și cu semenii. Darurile de la Dumnezeu rodesc în om virtuți și fapte bune. Exersăm și învățăm. Găsește sinonimele pentru cuvintele: înfrânare, tărie, talent, instruit, model. Alcătuiește câte un enunț cu termenii descoperiți. Sfatul cel bun. Nimic nu-i place mai mult lui Dumnezeu ca o viață care aduce folos tuturor. Tocmai de aceea ne-a dat și darul cuvântului. A și mâini, și tăria trupească, și minte, și priceperea să întrebuințăm toate acestea spre mântuirea noastră și folosul aproapelui. Sfântul ierarh Luca al Crimeei. Webografia imaginilor.